Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne trimite astăzi un pamflet care poartă un titlu destul de lung, adică În România nu ești politician adevărat de n-ai plagiat măcar odată un doctorat. Unui plagiator, fără împrumut, socoate, traiul nu-i ușor cum vrei. Eu iau bani de unde se poate, tu de unde poți idei. Unui plagiator, fără împrumut, socoate, traiul nu-i ușor cum vrei. Eu iau bani de unde se poate, tu de unde poți idei. Ion Ionescu Quintus. Ce este CNATDCU? Consiliul Național de Atestare a titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare, CNATDCU, este un organism consultativ la nivel național care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale numărul 1 pe 2011. Instituția este abilitată să verifice acuzațiile de plagiat care se aduc diverselor persoane publice. Până în decembrie 2015, de acest aspect s-a ocupat Consiliul Național de Etică, CNE, dar care a fost revocat la acel moment după ce au apărut probleme de credibilitate pentru că ar fi validat doctorate considerate a fi falsuri grosolane. Cel puțin așa ar fi trebuit să fie rolul acestui organism de contraatacare a furtului intelectual, dar nu a fost să fie. Din motive clar politice, mai toți miniștrii educației au făcut tot ce au putut ca să saboteze activitatea CNATDCU. Și să ne aducem aminte despre ministrul Ghenunche, Liviu Pop, cel care a năvălit într-o ședință a CNE pentru a-i desfința exact în clipa în care trebuia să se dea verdictul în cazul plagiatului lui Victor Ponta. Sau al ex-ministrului Câmpeanu, plagiator, el însuși, dorea ca prin noile legi ale educației să desfințeze CNATDCU și astfel ca plagiatele să nu mai aibă repercusiuni legale. Silit să dimisioneze, ministrul și-a pasat o amică în funcția cedată pe Ligia Deca, o duduie care lucrase și cu onor președinte Iohannis, iar noua ministreasă s-a pus pe legile educației de le-a răvășit cum a știut ea mai bine, indiferent de metode, plagiatorii să trăiască și să scape. Bravos, madam, la mai mare și la mai multe doctorate xeroxate. Ce prevăd noile legi ale educației? Experții cei adevărați au analizat propunerile de legi propuse de Câmpeanu și finalizate de Deca, și sunt de acord că, în mare măsură, aceste legi sunt în favoarea furtului intelectual și al imposturii. Astfel, nou proiect de lege a învățământului superior prevede ca universitățile care acordă doctorate să fie și cele care semnalează plagiatele, iar actuala instituție cheie în analiza lucrărilor, CNATDCU, să fie înlocuită cu alta. Proiectul de act normativ care ar urma să reglementeze învățământul superior a stârnit valuri de reacții negative vis-a-vis de intenția legiuitorului de a desfința Consiliul Național de Atestare a titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare, CNATDCU, o instituție aflată în prima linie a luptei împotriva imposturii academice, dar și faptul că doar universitățile emițătoare de titluri doctorale pot semnala plagiatele. Pe unde, Madame Deca, ai văzut atac ca un host să recunoască de bunăvoie ca furată? Încercând să mai tempereze reacțiile furioase, fostul ministru Sorin Câmpeanu a încercat să explice de ce desfințarea CNATDCU nu poate fi considerată în niciun caz o tentativă de mușamalizare a oricărui furt intelectual, fiindcă acesta va fi înlocuit cu o Comisie Națională de Etică a titlurilor universitare, CNTU, care ar urma să verifice existența plagiatului în lucrările de doctorat, urmând ca Ministerul Educației să formuleze acțiune în instanță pentru anularea ordinului prin care s-a acordat titlul de doctor. Clasifica șmecheria, de ce să se ocupe de plagiat un specialist în domeniu, când asta poate să o facă un judecător care cu siguranță are studii aprofundate de fizică cuantică, dacă e cazul unui plagiat din domeniul științei. Parcă o și văd pe doamna Savonea cum compară teza lui X sau Y cu lucrările lui Albert Einstein și al lui Stephen Hawking și transformă un proces într-un simpozion științific de înaltă ținute. Hai da, Debre, las-o că măcăne.
În scandal a intervenit și fostul ministru Daniel Funeriu. N-am avut încredere în universități, ci pe bună dreptate. Și să nu uităm că domnia sa a fost singurul ministru reformator și pentru asta a fost blocat și sabotat chiar de către așa zisul mediu academic universitar. Fostul ministru mai spune că în România diplomele sunt monopol de stat, fiind garantate de Ministerul Educației, în timp ce în alte țări, în Statele Unite, de exemplu, pe acestea scrie doar numele universității. Întrebarea este ce facem cu titlul de doctor. Lăsăm universitățile să-l acorde sau stabilim un mecanism de supracontrol centralizat la cea mai înaltă instituție a statului din educație, adică la minister? Răspunsul la întrebarea de mai sus revine legiuitorului, cel care face legea. El trebuie să decidă dacă consideră că universitățile sunt suficient de solide pentru a nu lăsa plagiate sau imposturi intelectuale să treacă de filtrul lor sau dacă universitățile nu prezintă suficientă încredere pentru asta și trebuie supracontrolate. Eu când am dat legea 1 pe 2011, am considerat că universitățile nu prezintă suficientă încredere și am betonat legislativ CNA-TDCU, care există ca structură, dar era fără dinți. Hoțul va striga hoț. Al cunoscut și onest profesor Ștefan Vlaston, expert în educație, a fost mult mai tranșant. Proiectul legii învățământului superior împlinește visul plagiatorilor. Plagiatele tezelor de doctorat vor fi cercetate chiar de autori și de cei care îi acoperă, adică hoțul va striga hoț. Evident, dacă trece legea, nu vom mai avea plagiate și plagiatori. Această dorință a stat la baza inițiativelor ministrului Câmpeanu, care visează de mult, din timpul lui Ponta, să elimine descoperirea și sancționarea plagiatelor. Și chiar dacă noul proiect de lege permite titularului de titlu științific să renunțe la el, e greu de crezut că în practică va renunța cineva la el de bunăvoie și să declare nesilit de nimeni, dragii mei, recunosc, am furat, iertați-mă. Marele pericol al noilor legi îl constituie desființarea CNA-TDCU și înlocuit cu tot felul de comisii naționale numite și dirijate politic tot de Ministerul Educației. Adică politicul, prin intermediul educației, vrea să dribleze, să centreze și să dea tot el gol. Sau, cu alte cuvinte, tot ce ține de etica universitară rămâne în pixul ministrului factor politic, adică la dispoziția partidelor aflate la putere care au dat guvernul. Politizarea sancționării plagiatelor, iată un prim motiv pentru care legea învățământului superior nu trebuie să treacă de Parlament, afirmă Ștefan Vlaston. Și mai avem o ciudățenie curioasă, drept articol de lege. Astfel, articolul 157 din noua lege spune că sesizările privind abaterile de la normele de etică și deontologie profesională sunt analizate la nivelul instituției de învățământ superior de comisia de etică la nivelul acesteia. Dar se pune întrebarea ce universitate ar sancționa conducătorii de doctorat. Acești conducători sunt persoane cu influență în conducerea universităților, membri în forurile de conducere ale acestora. Ei numesc și salarizează comisiile de etică. Să așteptăm ca membrii comisiilor de etică să muște mâna care le dă de mâncare, e imposibil așa ceva. Dacă trece legea, devoalarea și sancționarea plagiatelor în tezele de doctorat rămâne un capitol închis, a declarat un expert în educație. Ce atribuții are azi CNA-TDCU? Oare de ce vor politicienii, în marea lor majoritate, dovediți ca infractori intelectuali, să desfințeze CNA-TDCU? Răspunsul e simplu și îl putem afla citând doar câteva din atribuțiile acestui organism. Numește comisiile care evaluează tezele de abilitare, evaluează dosarul de abilitare și propune ministrului educației și cercetării acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare în conformitate cu prevederile din Legea Educației Naționale. Evaluează dosarul de acordare a titlului de doctor și propune ministrului Educației și Cercetării acordarea sau neacordarea titlului de doctor în conformitate cu prevederile legii. Analizează și decide asupra sesizărilor nerespectării standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului.
evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific, gradele 1 și 2. Propune un set de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. Propune standarde specifice domeniului pentru tezele de doctorat. Ce se întâmplă atunci când CCR protejează plagiatul și plagiatorii? Gravul fenomen al lucrărilor de doctorat plagiate a fost dezvăluit în ultimii ani de jurnaliștii de investigație români, având ca vârf de lance pe ziarista Emilia Șercan. În ultimul timp, tot mai mulți politicieni au recunoscut că au obținut lucrările științifice în mod fraudulos, fără a depune niciun efort fizic sau mental, ci doar unul financiar. Ei bine, recent, la sesizarea unor deputați și profesori cu titluri dubioase, CCR, Curtea Constituțională a României, a dat o decizie care practic împiedică retragerea titlurilor de doctor fraudate. Astfel, Ministrul Educației nu va mai putea retrage titlurile de doctor obținute prin plagiat, ci va trebui să meargă în instanță pentru a dovedi frauda, potrivit deciziei CCR. Curtea Constituțională a decis definitiv că titlul de doctor poate fi retras de Ministerul Educației doar dacă nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice, adică furt, furt să fie, dar dacă nu produce, așa zise, pagube intelectuale, hoțul neprins, negustor cinstit este. Astfel, unul din marii beneficiari ai deciziei absurde a CCR-ului ar putea fi chiar actualul premier Nicolae Ciucă, a cărui teză de doctorat e analizată în prezent la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, CNADTCU. În cazul în care CNADTCU va susține în raport că premierul a plagiat în teza de doctorat, așa cum a dezvăluit presa, atunci Ministrul Educației nu va mai putea retrage titluri, ci va trebui să meargă în instanță pentru a dovedi plagiatul. Între timp, domnul Ciucă a rezolvat problema, tot în oarba justiție, blocând orice analiză a lucrării suspiciate de furt intelectual. Alt beneficiar important este și Bogdan Licu, prim adjunct al Procurorului General al României, care poate rămâne cu titlul de doctor, deși și el este acuzat de plagiat. De asemenea, decizia CCR ar face ca cei 30 de doctori pentru care Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, a Serviciului Român de Informații, a deschis procese pentru retragerea titlului de doctor, să rămână cu titlurile. Amintim că în acest caz deja a fost demonstrat plagiat. Potrivit presei, printre aceste persoane scăpate datorită CCR se află generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice a SRI, generalul în rezervă Sorin Gabriel Cosma, fost șef al Direcției Generale de Prevenire și Combatere a Terorismului din cadrul SRI, și Radu Stroie, fost ministru de Interne, decembrie 2012-ianuarie 2014. Numai unul și unul trăiască CCR. Ce a fost și ce a rămas? În anul 2011, când a fost realizată legea actuală a educației, ministrul de atunci, Daniel Funeriu, a introdus în lege o excepție care permitea ministrului educației să retragă titlurile de doctor plagiate fără o confirmare judiciară obligatorie din partea instanței, exact după modul în care se procedează în întreaga lume civilizată. Dar a intervenit aceeași piedică, perimatul CCR, care a anulat prevederea respectivă, declarând-o neconstituțională. Și încă o dată CCR-ul s-a dovedit a fi imbatabilul scut al hoților de doctorate. Știind acest lucru, dar știind și câtă fraudă a fost în educația din România, eu am creat prin legea educației excepții de la acest principiu tocmai pentru a putea sancționa fraudatorii, afirmă fostul ministru Daniel Funeriu, care a mai adăugat că prin decizia CCR vor fi avantajați hoții intelectuali. CCR obligă azi autoritățile statului român să se închine în fața celor care distrug fibra morală a națiunii, hoții intelectuali. Vina acestei cedări este a celor care, potrivit Constituției, au obligația să mediteze între stat și societate conform articolului 80. Cum a scăpat premierul Nicolae Ciucă?
Generalul Nicolae Ciuc, actualul premier al României, impus de către Klaus Iohannis, a dat în judecată Ministerul Educației și a și câștigat procesul prin care a cerut suspendarea analizei tezei sale de doctorat. Cum dracu vine asta tu, premierul, să dai în judecată un minister aflat în subordinea ta? Mare e grădina ta, doamne! Dar decizia nu era definitivă, iar Ministerul Educației putea depune recurs la o instanță superioară. Dar ce credeți că a făcut subalternul lui Ciucă, domnul ministru al Educației, Sorin Câmpeanu? Păi simplu, a depus tardiv recursul și astfel procesul a fost pierdut. Deci putem spune că Sorin Câmpeanu și-a salvat șeful. Așa că a făcut-o din lene, din prostie sau cu intenție pupincuristă, asta dumneavoastră o hotărâți. În schimb, nouă ne pute groasnic acțiunea domnului ministru, a sulf omenesc. În alta curte de casație și justiție a respins pe 19 ianuarie 2023 recursul Ministerului Educației în dosarul prin care Nicolae Ciucă a cerut suspendarea analizei tezei sale de doctorat suspectată de plagiat. Decizia e definitivă. În instanță nu s-a ajuns la discuții pe fond, pentru că magistrații au constatat faptul că Ministerul Educației a depus în afara termenului legal recursul la decizia Curții de Apel București, care îi dăduse câștig de cauză primului ministru în martie 2022. Recurs cu întârziere. Potrivit deciziei Curții de Apel, recursul putea fi depus în termen de 5 zile de la comunicarea sentinței. Ministerul Educației a depus două recursuri pe 8 și pe 11 iulie 2022, ambele în afara termenului legal, conform sursei citate. Imediat s-a pus întrebarea firească, aceeași pe care am pus-o și noi, a fost vorba despre o greșeală elementară sau de o mână de ajutor din partea ministerului condus la acea vreme de Sorin Câmpeanu? Știm că și acesta a demisionat ulterior în urma unor acuzații tot de plagiat. Vorba aia, cum e stăpânul, așa e și sluga. Concluzia o lăsăm epigramistului Alexandru Truță. Șmen. Iată șmenul, blatul, nimic mai sinistru, n-ai luat plagiatul, n-ajungi prim-ministru. Ne oprim aici pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând.